Fermierii mehedințeni au început reieratul. Producția de anul acesta la grâu se anunță a fi una bună, 6 tone la hectar, iar în cazul fermierilor mari, recolta este una record. În comuna Gârla Mare din sudul județului Mehedinț, campania de recoltare a păioaselor este în plină desfășurare. Agricultorii care au semănat cantități mari și au investit bani în culturi spun că au obținut cea mai bună recoltă din ultimii 10 ani. În primul rând, tehnologia, utilajele cu care lucrăm și, bineînțeles, anul acesta este cel mai bun an agricol pe care l-am avut eu din 2005, de când fac agricultură. Estimăm o producție în funcție de soiuri, de soiurile de grâu, până la 10 tone, între 8 și 10 tone la hectar. Dar, cum spuneam, fără utilaje, fără o tehnologie, fără a trata așa cum trebuie culturile, nu poți să ai cantitatea dorită la hectar. Și, bineînțeles, anul acesta ne-a ajutat și Dumnezeu să avem precipitații atunci când a trebuit. În toamnă, la răsărire, am avut precipitații, în primăvară. Și cu toate acestea am ajuns la o astfel de producție. Asta înseamnă și o calitate mai bună a bobului? Bineînțeles, este și calitate, greutate hectolitrică, glutenul este foarte bun, proteina este mare. Prețul dar cum va fi anul acesta? Prețul este bun, este, putem spune, cel mai bun preț care l-am avut până acum în campanie de recoltat. Cum arată anul acesta greu? Anul acesta este mai bogat față de alții. Cum merge campania? Desfășurarea campaniei a început într-un mod bun. Adică, începând, am făcut probe la grâu, deci în regulă cu tot, cu viață, suntem mulțumiți de producția care e. În conformitate cu cheltuiala care s-a făcut, cu recolta care ia, să suntem mulțumiți. Spuneți că e mai bun decât în anii precedenți, cu cât? Mai, da, mai este, mai este. Este foarte... Cu cât scoateți mai mult pe hectare? Cred că 4-5 mai mult față de alții, 4-5 tone. Producția este foarte bună și din punct de vedere calitativ. Bobul de grâu este sănătos, ceea ce înseamnă că vom avea pe mese pâine de calitate. Bobul este sănătos. Are umiditate optimă ca să fie treierat, are și calități de panificație, indici de gluten bun, de proteină, greutate hectolitrică. Este apt ca să fie recoltat, însilozat și mai departe sperăm la morile românești pentru făină bună și pâine de calitate în continuare pentru anul care vine. Campania de recoltare este în plină desfășurare și pentru alte soiuri de păioase, iar agricultorii au mari speranțe și de la rapiță. Recolta de rapiță a crescut cu peste jumătate față de anul precedent. Aceasta este rapița la care am început treieratul. Este foarte bogată în boabe, mari, negre și frumoase. Și sperăm să terminăm la fel de bine pe cum am început. În mare parte, recolta din această zonă ajunge în fabricile din România. De altfel, și paiele sunt valorificate. Aceste produse ajung la o fabrică de etanol din țară.